Eu am ales această soluție și când vine sau apare constanta unui dialog și îmi spune, părinte, nu, și voi ortodoxi aveți de-a defecte. Da, dragă, le avem și dacă le avem ce vrei. Oamenii le fac, că oamenii nu sfinți, doar sfinții, sfinți și Dumnezeu. Da, dar uite, la noi, în doctrina noastră, nu apare așa ceva. Păi, eu n-am treabă cu doctrina ta, tu crezi în ce vrei. Dacă va da Dumnezeu la finalul luptei tale cu doctrina ta să fii sus și să ne vedem acolo și să avem șansa să fim alături, o să ne salutăm acolo. Ce rost are să ne mușcăm noi aici pe pământ? Că tu ești greco-catolic, că tu ești penticostal, că tu ești jehovist, că tu ești adventist, că tu ești baptist, că tu ești ortodox. Nici tu nu m-ai obligat pe mine să fiu ortodox, cum nici eu nu te-am obligat pe tine să te faci baptist. Nici tu nu mă poți obliga pe mine să mă fac jehovist sau penticostal, că, pentru că crezi tu, cum nici eu nu te pot obliga pe tine să te faci ortodox, că vreau eu. Primul care trebuie să vrea e Dumnezeu. Și primul care trebuie să te lumineze e Dumnezeu. Și primul care trebuie să deschidă calea este Dumnezeu. Și spune Apostolul Pavel foarte frumos, oare s-a împărțit biserica? Hristos al lui Apollo, Hristos al lui Petru, al lui Chefa, al lui Pavel? Nu, Hristos este tot întru toate. Și are Țuțea o expresie celebră, mai multe adevăruri, niciun adevăr. Deci, un singur adevăr absolut care ar trebui să guverneze întreaga planetă a creației vii este cuvântul lui Dumnezeu prin care toate s-au făcut, fără de care nimic nu s-ar fi făcut din cele care s-au făcut. Și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Iar mai departe, obligația mea creștină mă obligă să nu o fac nici pe ispititorul și nici pe învățătorul de lege. Într-o zi a picat pe nepoftită masă doi tinerei. Și vă dau pilda ca să o înțelegeți legat de ispitire. Evident că el știa răspunsul. Noi ne știam și ne spovedeam de mai multă vreme și știam fiecare părerea celuilalt. Dar el a vrut să-mi arate cum mă pune el într-o postură, așa l-am simțit eu, negativă față de domnișoara lui, ca să-mi arate, de fapt, cine este preotul de la biserică și cum să bagă el în dragostile lor. Și mi-a zis, părinte, e un caz ciudat. Zic, dar ce s-a întâmplat? A murit cineva? A, nu, părinte, zice, eu sunt ortodox și domnișoara cu care vreau să mă căsătoresc este de altă religie. Da, și care-i treaba? Zic, cine vă oprește să nu vă căsătoriți? Și el mă ia, dai voie un ortodox să ia pe una de altă religie în căsătorie? Nu știu, zic, caută în canoane să vezi ce scrie. Zic, eu din câte știu în Scriptură spune așa, femeia va lăsa pe mamă și pe tată și se va lipi de bărbatul ei și vor fi un trup. Înseamnă că în trupul tău jumate va fi ortodoxie și jumate va fi religia ei. Da, dar ce există căsătorie mixtă? Nu știu, Hristos a lăsat o singură cununie, cea de la Cana Galilei. Păi da, dar eu vreau să-mi păstrez religia mea și ea vrea să-și păstreze religia ei. Foarte bine, zic, tu cal, ia măgar, veți naște mule. Păi zice, părinte, eu am venit să-mi dați cuvânt de folos, nu să mă luați peste picior. Zic, eu nu pot să-ți dau cuvânt de folos, am să-l rog pe Sfântul Ioan Gură de Aur să-ți explice două lucruri. Că prima regulă a nunții creștinești din cele 15 este ca fata sau băiatul să fie de aceeași religie când se căsătorește. Și fata și băiatul, nu fata sau băiatul. Aici eram cu mintea la altceva. Adică și fata și fătălău. Știți la ce mă refer. Ei! Și el a zis, păi în cazul ăsta cum facem? Zic, tranșant facem. Dacă te interesează Hristos și ortodoxia, îți convingi femeia să-ți urmeze credința, îndemnul, viața, iubirea și tot ce îi dăruiești tu, iar dacă te domină cu iubirea ei și e mai mare decât credința ta, te duci după ea și te dai în religia ei și naște-ți copii ori de un fel, ori de un fel.
Cum adică, părinte, să-mi schimb credința? Da. De ce să nu o schimbi? Dacă o iubești? Și el a zis, cum, părinte, adică să-mi schimb religia? Da, zic, acum îți pun întrebarea în mod invers. Dar cum să-și schimbe ea religia tot pentru că te iubește? Păi vedeți, părinte, asta e taina, că nici ea nu vrea, nici eu nu vreau. Bine, atunci ea să-și caute unul de religia ei și tu unul de religia ta. Așa, adică ne despărțiți? Nu, nu vă despărțesc. Luați-vă cum vreți voi. Deci, asta înseamnă ispitire. Nu e problema mea cum vă iubiți voi. Problema mea este să constat în momentul când te spovedesc că tu ești în neconcordanță cu ceea ce spune Scriptura. Iisus Hristos a dat răspunsul ăsta și de asta am vrut să vă aduc la prima parte a Evangheliei. Iisus i-a zis ce este scris în lege, cum citești, faci asta și vei fi viu. Vedeți care este răspunsul fundamental? Deci nu este răspunsul meu de preot de amvon. Eu n-am dreptul. Deci țineți cont de acest lucru ce îl spun acum. Eu nu am dreptul în calitate de preot să umblu în conștiința dumitale și să o modelez cum vreau eu. Pentru că tu când te-ai născut, nu ți s-a pus pe cap o țiglă, ți s-a pus un cap pe umeri. Deci dacă tu ai cap și trebuie să gândesc eu cu el, înseamnă că în calitate de duhovnic eu am depășit atribuția pe care nici Dumnezeu nu și-a asumat-o, când a spus așa, l-a creat pe om după mâna sfatului său, cu voie de sine stăpânitoare și l-a lăsat în mâna sfatului său. Adică ce îți dictează conștiința? Fă. Filocalia 4 vine și spune, dacă ești la vârful virtuților, dragostea, absolvă conștiința că tu știi legea și nu greșești, dacă ești la culmea păcatului și adoarme conștiința, ea nu mai lucrează pentru că tu te-ai băgat prea mult în mocirlă. Deci datoria ta este să înțelegi, Brancianinov ne spune aceasta, când ai să vezi un păcătos că strigă la ceilalți să nu se bage în mocirlă în care este el, acela este mucenic, pentru că punându-și sufletul pentru aproapele să nu greșească ca el, este mare înaintea lui Dumnezeu. Iisus este mare înaintea lui Dumnezeu. Îi spune învățătorului de lege ca să nu-l pună într-o postură proastă față de cei ce-l ascultau. Ce este scris în lege, așa să citești și așa să faci și ai să poți să fii viu. Și acum intrăm la o chestiune foarte subțire care va urma în continuare pe parcursul evanghelic. Dar ce scrie în lege? Ce trebuie să fac? Și i-a spus, să iubești pe Domnul Dumnezeu din toată inima, exact ce vă spusese eu adineauri, din tot sufletul, din toată puterea și din tot cugetul. Și să vedem ce înseamnă să iubești pe Dumnezeu din toată inima ta. 80% din credincioșii noștri sunt îndoielnici. Și dumneavoastră o să spuneți, mie îmi place câte unul când mai comentează și spune, părinte, dar cine ești, mă, tati, crezi judecător? Nu sunt judecător, sunt acel ispititor din lege, acel învățător de lege, care îi se pare că le știe pe toate. Dar spre deosebire de cel din Evanghelie, eu nu vreau să-L ispitesc pe Dumnezeu. Fiecare are conștiință ce trebuie să facă. Și dacă ești păgân, trebuie să faci bine din ale firii, și dacă ești creștin, trebuie să faci bine din ale legii. Deci în momentul în care eu te omor pe tine ca să proslăvesc credința mea, eu sunt un criminal spiritual. Și când mă omori tu pe mine ca să-ți proslăvești credința ta, ești tu un criminal spiritual. Deci Dumnezeu nu cere acest sacrificiu. Dumnezeu a spus așa, eu vreau ca voi să vă iubiți unii cu alții, cum eu v-am iubit pe voi. Ca într-o aceasta să se cunoască că sunteți ucenicii mei. Deci când vei vedea că oamenii, indiferent de religie, nu se mușcă, conviețuiesc, comunică, dar nu se amestecă, trăiesc fiecare în pace și în direcția lui până ce Dumnezeu face minuni și întoarce pe cel curat, dar strâmb în credință, la credința cea dreaptă, atunci este minune și lucrează darul lui Dumnezeu.
când s-au făcut cele șapte mari sinoade ecumenice, asta trebuie să ținem noi minte și eu țin să accentuez lucrul ăsta, acele au fost prezidate de niște episcopi, parcă la primul sobor, 318 sfinți părinți, printre care era și Nicolae și Spiridon și ăsta Tomitanu al nostru, ăsta de la Dacia Pontică, de la Dobrogea. Și de ce? Și de ce amintesc lucrul ăsta? Împăratul Constantin, când s-a prezidat primul sinod, a spus așa: de povești suntem sătui, nu vreau doctrină. Deci ortodoxia, când mai auziți, pe mine nu că mă deranjează, că nu-i treaba mea, mă irită următorul lucru. Eu cunosc ortodoxism. Foarte bine că cunosc. Și eu cunosc budism. Cu ce-mi folosește? Și eu cunosc din zenism, din yoginism, din islamism. Ce-mi folosește și cu ce mă ajută? Ce treabă am eu cu religia omulelea, să-i o blamez sau să-i înjur? I-am făcut-o eu, i-am dat-o eu, i-am revelat-o eu? Nu. Tu cunoaște-te pe tine. În momentul când te cunoști pe tine, spune Isaac Sirul, pe ceilalți ai câștigat. Și de ce mă duc în punctul ăsta de lucru? În momentul în care iubirea face posibilă relația între oameni, oamenii se iubesc din toată inima. Deci eu am sentiment, eu nu pot să-ți dau ție în cap cu inimă bună. Că așa spune Scriptura, omul bun scoate cele bune din visteria inimii sale. Deci nu doctrina ta e rea, viața ta e rea. Comportamentul tău, faptele tale sunt în dezacord cu doctrina, cum și la ortodox când vii și spui credința mea e cea mai adevărată, da, dar și faptele tale lasă de dorit. Și atunci asigur că din cei 80%, 40% aruncă cu pietre după biserică. Ăsta e rezultatul unei doctrine bolnave. Este rezultatul unei credințe învățate a cărților citite care inundă magazinele și librăriile bisericești, a cărților care se tipăresc într-o veselie și nimic nu merge, dacă vreți, din toate tipăriturile, numai cartea bisericească. Și cei care le tipăresc speculează lucrul ăsta și știu să-l folosească, numai că acele cărți, știți cum se scriu uneori? Pui 10 filocalii și le deschizi la pagini diferite, la fiecare capitol și mai faci un capitol. Și iar mai muți la alt capitol și mai faci un capitol. Și din acele 10 cărți mai faci o carte. Pe urmă le pui pe cele 11 și o faci pe a 12, le pui pe cele 12 și o faci pe a 13, le pui pe cele 13 și o faci pe a 14 și tot așa. Dacă ai o idee pe care trebuie să o implementezi și ea este bună, trebuie să mergi pe principiul pe care au mers primele șapte veacuri creștine. Ce au făcut primele șapte veacuri creștine în biserică? Apologetică. Ce a însemnat apologia? Prezentarea dreptei credințe în varianta oficială, adevărată, revelată și instrumentată în viziunea Duhului Sfânt, că așa spune ea când fac câte un sinod, părutul sa nouă și Duhului Sfânt, nu părutul mi sa mie, și vin eu și îmi fac secta mea. Și în momentul ăla, Dumnezeu se proslăvește. Când a fost primul sinod, ce s-a întâmplat? Un moș care n-avea carte și păștea caprele, când a strâns cărămida, a ieșit foc, apă și pământ. Și a arătat cum e treimea întreagă, o cărămidă întreagă cu trei elemente în ea.